Sărbătorim astăzi 66 de ani de la marele și tristul eveniment Sumbru, care s-a desfășurat pe 18 iunie 1951, când la orele 5 dimineața, când încă nu se luminase bine, sirenele au început să sune, câinii să latre, copiii mici să țipe, iar cei bolnavi și bătrâni care erau în paturi au fost ridicați și luați, încărcați cu bagaje și duși în gară, unde i-a îmbarcat în vagoane bou, fără apă, fără mâncare, fără lumină, și i-au dus în pusile în gulangul Bărăganului, unde i-au somat să facă bordee și să străiască viața în acele bordee mulți ani de zile. Acest eveniment dă dovadă de o cruntă teroare și o cruntă exploatare a omului de către om, căci în perioada comunistă au fost luați oamenii adevărați, emblemele și elitele statului român, pe unii i-a încarcerat, pe alții i-a dus în lagăre de exterminare, iar restul familiei în pustiul Bărăganului. De atunci, poporul român a fost târât și împotmolit în urgiile infernului comunist. Și astăzi noi suntem în viață, fiindcă am avut cele trei virtuți omenești: credință, voință și speranță de viață. Pe noi ne-a ținut în închisori și în lagăre de exterminare poieții Radu Gir, Nichifor Crainic. Nichifor Crainic a scris poezia care a întrebat: unde sunt aceia care nu mai sunt și zac în gropile comune în pământ? Iar cei care au omorât și au fost torționari se bucură acum de mari, de pensii mari. Deci noi nu trebuie să uităm niciodată, și îmi pare rău că sunt dezamăgit că încă până acum mai veneau o clasă, două de elevi cu profesori în frunte care învățau din trecutul istoriei, dar acum ei, în perioada comunistă, a încercat. Istoria a fost falsificată, monarhia alungată, credința mistificată, dar poporul român s-a trezit cu credință în Dumnezeu și a biruit, și sunt astăzi prea puțini în viață care am trecut prin acest infern. Este de recomandat pentru generația tânără care va veni să nu uite că și poporul român a pătimit și a fost suferit pentru gloria și pentru națiunea română.